E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Soarele. Bună dimineața, Ariciu! Bună dimineața, Grohi! Bună dimineața! Nu e o dimineață bună, nu e soare deloc. Așa este, Grohi. Nu vrei să-l desenezi tu? Să-l desenez? Poftim! Bună treabă, Ariciu! Ai găsit creionul galben! Mulțumesc! Da! Mulțumesc! Uite! Cum ți se pare? Da! Este o pată frumoasă! Grohi, ia spune-mi, tu crezi că soarele tău arată ca o pată? Soarele nu arată așa. Da, Ariciu, soarele nu arată așa. Este rotund, precum ceasul. Sau ca o farfurie. Ariciu, un nasture este rotund. Se rostogolește! Copii, vreți să ne jucăm de abracadabra? Ariciu, stai pe nasture. Și tu, Grohi, desenează conturul. Soarele este rotund și dimineața e frumoasă. Bună treabă, copii! Bună! Bună! Rotund. Bună! Bună, Grohi! Ce e asta? Este un rotund. O farfurie. Așa arată o farfurie? Rotundă. Ia privește în jurul tău, cerc, cerc, cerc. Tot ce te înconjoară e cerc, cerc, cerc. Tot în jur este rotund, cerc, cerc, cerc. Doar aruncă o privire. Farfurie, ceasuri multe, o gogoașă delicioasă, nesturei și roți de bicicletă peste tot. Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi!
căsuțe. Bună ziua, copii! Bună! Construiesc o căsuță! Și eu! Bună! Oh, căsuțe! Copii, o să le puneți și acoperiș căsuțelor voastre? Acoperiș? Dan, eu știu cum! Nu știi! Uitați! Mai sunt destule! Acoperișul meu! Al meu! Nu, al meu! Al meu! Al meu! Un triunghi și seamănă mult cu un acoperiș. Ura! Am acoperiș! Și eu am acoperiș! Mulțumim! Milu? Ce vrei să faci acolo, Milu? Mai multe triunghiuri! Poate ai vrea să-l plantezi în pădure? Pădure! Ce căsuțe frumoase aveți în pădurea asta, copii! Mulțumim, Milu! Bravo vouă! Aha! Triunghiul. Milu, ce formă ne vei prezenta astăzi? Triunghiul! Un triunghi pe o căsuță și căsuța e drăguță. Vântul ajunge la casă, alt triunghi o protejează. Vântul ajunge la casă, alt triunghi o protejează. Un triunghi zmeu. Un triunghi barcă cu pânze. Un triunghi indicator. Triunghiuri fanioane. Triunghi! Iată triunghiurile! Este un triunghi? Triunghi. Briariciu, Pandi și Grohi le place atât de mult joaca, încât câteodată uită să salute. Bună ziua, copii! Bună!
Bună! Salut! Salut! Se pare că Pandi a găsit ceva foarte interesant. Oh! Ce e asta? Un mozaic, o pictură cu foarte multe piese mici și pătrate. Pătrat? Gigi! Da, un pătrat cu colțuri. Oh. Unde este? Acum, unde este imaginea? S-a făcut bucățele în spatele vostru. Copilași, unde mergeți? La colț! Vreți cumva să vă puneți singuri la colț? Da! Copii, dar nu e nicio problemă. Puteți încerca să refaceți mozaicul. Din nou! Din nou? Din nou! Din nou! Da! Da! Ce imagine frumoasă! Toate pătrățelele sunt la locul lor. Mai facem încă unul, copii? Da! Pătrat. Copii, ia să vedem. Știți ce formă vom învăța astăzi? Pătratul! Pe hârtie ce apare este tocmai un pătrat. Chiar și mama, chiar și tata își dau seama imediat. Desenul casa pătrată și ferestrele la fel. Iar apoi îi dăm culoare și ne odihnim. Ne odihnim! Pernă pătrată! Un biscuit pătrat. Un semn pătrat. Mă-ntorc. Stop acum! Pe hârtie ce apare este tocmai un pătrat. Chiar și mama, chiar și tata își dau seama imediat. Un pătrat e scăunelul, șervețelele la fel. Rama e și ea pătrată, iar părinții fericiți. Avem un tablou pătrat și mama, tata tata. Mama, tata. Cerc. Bună dimineața, Pandi. Bună. Ce faci tu aici? Eu fac gimnastică. Uite cum pot eu! Salutare, Țopa! Salut! Uite, Țopa! Pandi este o gimnastă! Iar eu... Eu sunt un săritor! Opa, 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 opa! Nu poți face asta?
întâmplat, Pandi? Cercul nu mai este rotund. Ba e rotund. Nu e rotund. Ba e rotund. Numai că e pe lung. Ba nu e, nu e, nu e. Copilași, știți cum se numește forma aceasta cu care vă jucați voi? Oval. Oval? Am făcut un oval. Ha! Din cercul meu. Oval, așa este. Însă, din păcate, nu mai poate fi învârtit. Nu se învârte. Și nu se rotește? Am să-l repar eu. Ce bine, copii! Ați aflat ce este un oval și ați reparat și cercul. Acum poate vă gândiți la un alt joc. Oval. Ia uitați ce cerc ciudat formăm acum. Se transformă într-o figură ce se cheamă oval. Cine știe, cine nu, cine a auzit? Nu e cercul, este un frumos oval. Priviți, copii, avem baloane cu diverse forme. Eu am un cerc, iar eu am un oval. Pandi, tu ce formă ai? Cerc! Ți-ar plăcea să fii ovală? Ia uitați ce cerc ciudat formăm acum. Se transformă într-o figură ce se cheamă oval. Cine știe, cine nu, cine a auzit? Nu e cercul, este un frumos oval. Mai degrabă știu că seamănă cu un cerc. Nu-i rotund, este oval. Asta este cert. Ghicitoarea. Nu m-a prins. Ba da. Bună ziua, copii. Bună. Bună. Ariciu, Milu, v-ați lovit? Nu, nu ne doare. Ce e asta? Asta e... Încearcă să ghicești. Știu eu, este un covoraș. Covoraș? Covoraș, să te ștergi pe picioare. Nu, nu e un covoraș. E o fotografie. Fotografie? Uite! O funie. Nu e o fotografie. Fotografia are forma pătrată. Și asta e altfel. Așa e, copii. Nu are formă pătrată. Această formă se numește romb. Romb! Țupa, tu știi ce e asta? Știu! Unde te duci? Țupa, așteaptă! Dă-ne înapoi covorașul! Nu e un covoraș! Este...
drept! Ia fotografia noastră! Țopa și-a zborul! Repede, prindeți-vă prietenul! Haideți! Un șarpe zburător! Un rom zburător! Zmeu! Un șarpe numit Rom! Ce aventură, copii! Ați descoperit o jucărie interesantă, ați învățat câteva forme noi și chiar ați zburat un pic! Romb! Ce ciudată-i forma asta când o vezi! Romb, romb, romb! Este atât de simplu să o desenezi! Romb, romb, romb! Haide, nu mai ezita și tu poți desena! Romb, romb, romb! Milu, ce este asta? Un biscuite! Ce formă are? E un romb! Un romb zburător! Dar ai un prieten! Poftim! Mulțumesc! Minunat! Dintr-un romb am făcut două triunghiuri! Ce ciudată-i forma asta când o vezi! Romb, romb, romb! Este atât de simplu să o desenezi! Romb, romb, romb! Haide, nu mai ezita, chiar și tu poți desena! Romb, romb, romb! Uite, acolo e un zmeu! Da, un romb e acel zmeu! E un romb! 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 Oaspeți! Bună ziua, copii! Bună! Bună ziua! Salut! Se pare că Milu e trist. Puteți să-l înveseliți puțin? Pot eu! Hai să ne jucăm! Nu, voi rămâne aici. Dacă așa vrei, poți să rămâi aici. Iar eu voi veni în vizită. Ciac, ciac, ciac! Milu e acasă? Grohi, e mai distractiv să joci vizita dacă acea casă are o ușă. Ușa! Oh, Grohi, intră! Milu, tu de ce nu întrebi? Cine e acolo? Poate nici nu era Grohi la ușă. Da! Dar pot să-ți văd codița. Asta pentru că ușa e un pătrat care nu e suficient de înalt. Ne trebuie o altă ușă, una mai înaltă. Aha! Iată, Milu și Grohi au luat două pătrate și au făcut un dreptunghi. Un dreptunghi? Cine e acolo? Oaspeții! Oaspeții? Oh, intră, Grohi! Haide! Nu am venit cu mâna goală, am adus prăjitură! Cine e acolo? Intră, Pandi! Hei, nu așa se joacă asta! Cum ai ghicit? Balonul! Ca să ascundem și mingea, va trebui să facem ușa dreptunghiulară. Mai înaltă! Cine e acolo? Noi suntem ursuleții! Intrați, ursuleților! Și noi vrem prăjitura!
Foarte bine, copilași! Am învățat o nouă formă și l-am înveselit și pe Milu când era trist. Dreptunghi. În cartonul colorat, dreptunghiul stă bine, îl tăiem acum îndat. Tu și cu mine, cu atenție privim, alți dreptunghi descoperim. Și ușa și dulapul sunt dreptunghiulare, cărțile și ele sunt dreptunghiulare. Chiar și geamul sau fereastra sunt dreptunghiulare. Acesta e un dreptunghi, iar acum este un pătrat. Și din nou un dreptunghi. Dulapul e pătrat. Biblioteca e rectangulară. O carte e pătrată. Cartea e pătrată. În cartonul colorat, dreptunghiul stă bine, îl tăiem acum îndat. Tu și cu mine, cu atenție privim, alți dreptunghi descoperim. Poza tatei și a mamei dreptunghiulare, și tablourile tale dreptunghiulare. Mai întâi hai cu-n pătrat, lângă el un alt pătrat, le lipim și atunci dreptunghiul apare. Dreptunghi! Vârful. Bună ziua, copii! Salut! Bună! Salut! O steluță mică a căzut din cer. A căzut, iar acum e tristă. Săracă steluță! Cred că steluței îi lipsește ceva. Ce ar putea fi? Lipsește un vârf! Așa e, Pandi. Mica steluță nu are vârf. O să-i găsim noi un vârf! Uite! Rotund! Se pare că un vârf rotund nu se potrivește. Ariciu, vrei să încerci un vârf pătrat? Da! Nici vârful pătrat nu se potrivește. Un triunghi! Vârf în formă de triunghi! 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 Un triunghi! Foarte bine, copii! Ați găsit un vârf potrivit și ați ajutat-o pe mica noastră steluță. Nu e rotund! Nici pătrat! Este un triunghi! Forme. O căsuță în formă de pătrat, un acoperiș acăpătat, un triunghi sub soarele ce e rotund, e rotund, e rotund. Fel de fel de forme ce nu se ascund,
Le desenăm în dat, le desenăm în dat. Triunghi, cerc, pătrat. Biscuitele e pătrat. Biscuitele e un triunghi. Vârtica e rotundă. Căsuță în formă de pătrat, un acoperiș a căpătat, un triumf sub soarele ce e rotund, e rotund, e rotund. Fel de fel de forme ce nu se ascund, le desenăm în dat, le desenăm în dat. Triunghi, cerc, pătrat. Thank you.